Tour Performer, Inc. Bun, am zis în parte. Dar am zis în parte. Nu se poate până? Nu am zis. Este cu mai mult. Și într-adevăr, ce spunea Vlad este că, da, au o impresie bună despre România, dar este aceeași impresie și despre Bulgaria. Deci nu există o mare... Poți să zici că e cel mai succesful. Ce... da... Nu, hai să finalizăm acum, facem un Q&A și pare... Mergeți nebărat. Ce idee cu tine? Am eu la întrebare. Spune-mi cum mergește de mai. Nu. Cu ei și spune ei și despre tine. Nu, așa ca să lași asta. Și-a răspuns, ați ajuns să vă introduceți acolo în Silicon Valley. Interesant cum v-ați pe mic advisory acolo. Că și eu, de exemplu, vreau să ajung în Silicon Valley, n-am și cum ajung să mă întâlnesc cu băieții de acolo. Uite, de fapt, tu este aici. Asta e una. Dar e foarte bine conectat. Noi deja avem niște connections. Aveam deja niște connections. De exemplu, ne-am trimis la Vladimir, ne-am dus la câțiva. Pe unii ne-am dus la niște evenimente cu sunt astea și la urmă, la o ce faci, de trece, că sunt și eu și nu știu ce. Întâlnirea asta de jumătate de oră sunt incredibil de utile care să ne întâlnim. Da? Cum a fost asta acum. Deci, înainte de a începe, bă, mai stăm de vorbă, mai schimbăm și vezi... Și acolo, toată lumea are pici, că 3 secunde ți-am spus ce e vorba. Dacă nu sunt interesant, am plecat. Deci, e un fel de speed networking, așa. Da, dar acolo toată viața nu e un speed networking. La cafenea, care e piciu? Ăla, nu ești interesant, omul. Înțelege? Că nu mai e... Da, mi-am adus anumită chestia, apropo de pici. În octombrie anul trecut, m-am înscris la o chestie care era un pici în față la 40 de VC. Erau generoși. Apropo de cum se scrie o prezentare și un minut înainte de a intra în, pe scenă și eu am o chestie mișto cu bec, s-a întâmplat galben mai mult 30 de secunde. Era la ușa la microfon și la deci nu era, mai am ceva, nu, zic, pleacă de aici. Și tot așa, eram 40 de oameni, încolonați ca să toți tremurau. E, prin speech, da, deci nu, ăsta, prezentarea mea a știut cu chestia de 5 pagini și a fost chestia de 4 rânduri. Deci au rămas 4 rânduri. Pe 4 alea rânduri au trebuit să concentrez după ce erau 5 pagini. 4 rânduri. Da, 4 rânduri. Pe care și pe alea mi-am spus tremurând. În momentul în care ai o sală, deci erau 40 de VC care stau așa pe niște bancuțe și se uitau la tine și... Da? Iar în sală mai erau 120 de oameni. Da, deci ideea e pe următor. Networking se poate face prin deja prin ăștia care sunt, asta zic, sau te duci la conferințe de genul ăsta și cunoști oameni pur și simplu. Ideea este pe următor. Trebuie să știi ce problemă rezolvi și trebuie să știi clar ce vrei. Adică dacă întreabă bine, mă, și tu ce caut. Da, nu, asta e ce faci, dacă nu asta cauți și vrei să faci un proiect de da, exact, dar asta e ok. Da, și da, dacă da. Vrei acolo să duci doar să cunoști oameni, spui, bă, vreau să nu vorbesc cu Steve Jobs. Înțelegi? Deci dacă tu te duci atât de coerent și spui, vorbești cu 80 de oameni, bă, eu vreau să întâlnesc pe Steve Jobs, o să fiu un cartitologi. Deci chestia de ce nu mai știe, da, asta e, acum, next. Aici. Merită să pornești de acasă cu un mindset referitor la ce connection se face acolo? Adică... Nu. Nu? Să iei o parte. Da. Deci dacă mă duc acolo și fac casă, nu vreau ca și să mă gândesc la ce problemă rezolv. Nu merită să încerc să întâlnesc VC sau merită? Sau merită să... Deci... Orice VC e foarte friendly, din punctul meu. Deci e foarte friendly. Dar oricum mai sunt desumit. Dar până să ajungi la VC, mai ai... VC este ultima chestie. În al rând, dacă... Asta este părerea mea personală. Dacă vedești cum ai setul că tu te duci să faci bani, să le iei lor banii ca să faci o chestie, este o greșeală fundamentală. Pentru că nu uitați, sau faceți greșeala asta mulți dintre voi, ca un VC să-ți dea bani și angajat în momentul ăla. Chiar dacă ai o parte din companie, dar ești la mâna cuiva. Și de la investești. Da, nu ți dă, ți investești. Deci, lăsați gândul, fac o idee și vine unul și îmi dă bani și o să fac o... Nu, în momentul ăla ești mult, ai mai multe responsabilități, mult mai multe responsabilități decât
aveai înainte. Ai niște bani, dar foarte multe, uneori, responsabilitățile pe care le ai nu sunt în suma pe care ți-o dau. Dar în altă ordine de idei, eu, de exemplu, am făcut o greșeală, mă duceau, m-am dus acolo și am zis ce bine și ce vrei. Nu vreau bani. Vreau să ce mai bine. Deci, de exemplu, în octombrie, la piciul ăla de 2 minute pe care l-am făcut, greșeala mea a fost, noi nu vreau, eu nu vreau bani, pentru că am bani de investiție. În proiectul ăsta mă interesează relation. Și nu am știut cum să pun relation, deci, dacă vreți să vă spun. Dar nu vrei bani? Pleacă. Nu am făcut nimic, pentru că poziționarea mea a fost. Trebuie să știi să te poziționezi. Dar, nu știu, dacă îmi spun poziționați-vă bine, apar n-aveți ce. Nici eu nu am apar. Deci, asta este tranele lor. De aia se fac și de milioane de pitch-uri, de aia există și de milioane de start-up-uri care nu. Pentru că trebuie să înveți. Și la un moment dat, prin experiența pe care o are, îi vai livra. Eu aici așa, să continuăm Q&A de acum cu fiecare dintre ei. Deci rămâneți și puneți întrebări. Suntem aici, că mai stăm într-o jumătate oră. Am și o mare rugăminte la voi. Vreau să schimbăm formatul la chestia asta, să nu mai fie aceleași story care le auzim mereu. Și aș vrea să-mi spuneți, adică cine vrea să se implice în chestia asta, să schimbăm formatul. Ce părere aveți, ce nu vă place la chestii, la întâlnirile astea, ce ați vrea, cum ați vrea să fie diferit, facem ca să ne întâlnim. Ideea este că vreau ca întâlnirile astea să fie utile pentru voi și pentru ceea ce vreți să faceți. De-aia, hai să ne gândim împreună care sunt problemele, cum și să discutăm după aia. Deci nu neapărat acum public. Deci cine vrea să implice în chestia asta, puteți să stați de vorbă cu noi. Cristina, Monica e în capăt acolo. Deci să ne dați ori problema, ori ce nu v-a făcut, orice altă soluție vedeți, feedback-ul de astea, să schimbăm, să vorbim în action. Din punctul meu de vedere, Pucărăs Hub, și am făcut o mare greșeală când am început Pucărăs Hub, am poziționat ca o chestie de real estate. E zbur și nu e real estate Pucărăs Hub. Pucărăs Hub este un accelerator de business. Vie aici ca să știi și să poți face mai rapid bani decât în orice altul de București. Garantat. Adică ăsta este obiectivul acestei chestii, da? Deci venim aici ca să, prin experiențele tuturor, să poți să faci rapid bani și să ajungi mai repede la succes prin experiență, acumul din experiențele tuturor celor. Cam astea de story. Rămânem în continuare în discuție pe aici. O să mai vină și alți guys din Silicon Valley, guys din Silicon Valley și o să mai îi prezentăm și cu ei. Eu am vorbit cu foarte mulți cu care o să vorbim aici cu, prin video Skype și video conferences, dar vă ținem inform. Dacă nu v-ați, dacă n-ați lăsat carte de vizită cu adresele voastre de contact, please, e un vol la intrare. E un bol la intrare sau semnați-vă și lăsați-vă pentru că o să lansăm curând un newsletter să vă anunțăm toate evenimentele care au loc în chestia asta. Thank you very much și see you next.